Bine v-am regăsit! Astăzi aș vrea să vă arăt cum se face modelul de la bereta aceea roșie pe care am postat-o eu, gata făcută. Bereta este făcută din acest fir de alize. Acesta este firul. V-am mai arătat eu, dumneavoastră, firul acesta. Lucrez foarte des cu acest fir alize, cu andrele numărul 3 sau 4. Eu am tricotat acea beretă cu andrele numărul 4. Bereta nu o mai am, a ajuns la destinatar. I-am făcut-o unei prietene foarte dragi, deci nu o mai am. Există însă pozele pe care le-ați văzut dumneavoastră și astăzi am să vă arăt nu pe beretă, ci pe o bucată de model, cum se face acest model. Am început aici o căciuliță de data aceasta pentru o fetiță, tot cu același model. Modelul constă de fapt în două modele. Deci, acesta este primul rând dintr-un model. Iar aici, dacă se vede, da, de aici și până aici, este un alt model. Ambele modele sunt foarte simplu de realizat. Este doar cu jeteuri, cu scăzătură pe mijloc, foarte, foarte, foarte simplu. Încă o dată mă repet, este modelul de la bereta aceea roșie, care am postat-o în urmă cu vreo 2 zile, cred. Vară din nou. Hârtiuța de la acest fir de alize, aceasta este de la cea roz, de la căciulița roz, da? Deci e exact același tip de alize. Și astăzi o să vă arăt cu acest fir, același fir de alize alb. După cum se vede, am făcut deja primul model și al doilea model. Acum vom repeta primul model de jos îndată. Înainte aș vrea să vă spun că bereta vișinii roșie am început-o pe 119 ochiuri. De ce 119 și nu 120? Deoarece am făcut elasticul de jos, da? Unul pe față, unul pe dos. Și ca să am în ambele margini, ochiul de margine și automat ochiul pe față, a trebuit să pun ochiuri impare. Am mai vorbit despre asta și la elasticul cu ochiuri răsucite de pe canalul meu de YouTube. Deci și într-o parte și în cealaltă am, în afară de ochiul de margine, încă un ochi pe față. De aceea am montat 119 ochiuri. Am făcut circa 5 cm la bereta aceea roșie, 5 cm de elastic, cu unul pe față, unul pe dos, cu ochiuri răsucite, ca și aici de altfel. Apoi am mers un ochi pe față, un rând pe față, mă scuzați, deci un rând pe față, rândul în care am înmulțit la fiecare al patrulea ochi câte un ochi. Deci mi s-au înmulțit încă 28 de ochiuri ca să încep modelul, da? Și am ajuns la 147. De ce 147? Deoarece aceste două tipuri de modele se lucrează pe un număr divizibil cu 12. Rețineți? Deci, de la un model la celălalt, aici este o bucățică dintr-un model,
sunt 12 ochiuri. Deci de aici și până aici, bucățica asta, le executăm pe 12 ochiuri. Plus încă un ochi, deci ochiuri divizibile cu 12, da? Plus încă un ochi de care avem nevoie la scăzătura de final, de final de rând, plus câte un ochi în margine de o parte și de cealaltă a căciuliței sau a beretei sau a modelului. Depinde ce vreți să faceți, ce vreți să tricotați cu acest model. Încă o dată revin. Deci, modelul se lucrează pe ochiuri divizibile cu 12, plus încă un ochi, plus cele două ochiuri de margine. Deci, la bereta roșie am ajuns la 147 de ochiuri. Mi-au ieșit 12 modele din acestea, deci de la un model la celălalt, 12, plus încă un ochi de final, de scăzătură finală, plus cele două ochiuri din margine. Sper că m-am făcut înțeleasă și v-aș propune să trecem la treabă. Aici am început modelul din trei părți de model. Adică aici este un model, adică cele 12 ochiuri, încă 12 ochiuri și încă 12 ochiuri, deci 12 și cu 12 și cu 12, 36 am aici, plus încă un ochi de final, plus cele două ochiuri de margine. 12, 24, 36, 37 și cu 2, 39 de ochiuri. Să vedem. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39 de ochiuri. Am montat 39 de ochiuri la această bucată de model. Apoi, rândul următor nu l-am mai făcut pe dos, cum îmi place mie să-l fac, ci l-am făcut direct pe față. Am făcut aceste două rânduri pe față, pe față, pe dosul lucrului, da? Ca să-mi iasă pe dos, pe fața lucrului. Deci suntem pe fața lucrului. Am făcut cele două rânduri pe dos. Când m-am întors pe dosul lucrului, am luat ochiurile pe dos iarăși ca să-mi vină mie primul rând pe față, pe fața lucrului, ca să putem să împărțim ochiurile pentru model, pentru a începe modelul. Am făcut și aici, după cum se vede, cele două rânduri pe dos. Apoi, când m-am întors pe dosul lucrului, am făcut ochiurile din nou pe dos ca să-mi iasă pe fața lucrului, ochiurile pe față. Se vede, da? Deci am acest rând cu ochiuri pe față, după cele două rânduri pe dos. Deci acum venim pe fața lucrului cu ochiuri pe față. Modelul se începe pe fața lucrului. Și să trecem la treabă. Avem în margine primul ochi pe care îl luăm jos nelucrat. Apoi venim și ne uităm aici. Avem două ochiuri pe față, un ochi pe dos, un ochi pe față, un ochi pe dos. Da? Deci avem două ochiuri pe față, un ochi pe dos, un ochi pe față, un ochi pe dos și aici avem trei ochiuri pe față. 1, 2 și 3. Și așa mergem cu aceste ochiuri până în capătul rândului, unde vom avea două ochiuri pe față plus ochiul de margine, ca și la începutul rândului. Deci aici am început cu două ochiuri pe față plus ochiul de margine, așa terminăm și în capătul celălalt.
Deci avem trei ochiuri pe față. Acum vine unul pe față, unul pe dos, unul pe dos, unul pe față, unul pe dos și trei ochiuri pe față. Din nou, un ochi pe dos, un ochi pe față, un ochi pe dos și trei ochiuri pe față. Din nou, un ochi pe dos, un ochi pe față, un ochi pe dos, trei ochiuri pe față. Un ochi pe dos, un ochi pe față, un ochi pe dos și trei ochiuri tricotate pe față, normal. Din nou, un ochi pe dos, un ochi pe față, un ochi pe dos și terminăm rândul cu două ochiuri pe față și ochiul de margine, ca la începutul rândului nostru. Deci terminăm rândul cu două ochiuri pe față plus ochiul de margine care îl tricotez tot pe față. Ne întoarcem pe dosul lucrului și vom tricota ochiurile așa cum ni se arată. Care e pe față, îl tricotăm pe față, care e pe dos, îl vom tricota pe dos. Deci, așa cum vin ochiurile. Nu mergem pe dos cu toate ochiurile pe dos. Atenție mare! Luăm primul ochi jos, nelucrat. Apoi avem două ochiuri pe dos. Sunt cele două ochiuri pe față din margine, da? Cu care am terminat rândul. Un ochi pe față, un ochi pe dos, un ochi pe față. Și trei ochiuri pe dos. 1, 2, 3. Apoi, unul pe față, unul pe dos, unul pe față, trei ochiuri pe dos. Din nou, un ochi pe față, un ochi pe dos. Un ochi pe față, trei ochiuri pe dos. Un ochi pe față, un ochi pe dos, un ochi pe față, trei ochiuri pe dos. Din nou, un ochi pe față, un ochi pe dos, un ochi pe față, trei ochiuri pe dos. Un ochi pe față, un ochi pe dos, un ochi pe față și două ochiuri pe dos, care la rândul precedent erau cele două ochiuri pe față din margine. Acum vin lucrate pe dos și ochiul din margine pe dos. Ne întoarcem pe fața lucrului și ne uităm aici la prima parte a modelului, la primul model de fapt, și observăm că avem aici și jeteuri și scăzătură de ochiuri. E momentul să începem acest rând cu primul jeteu. Dar vedem că aici avem un jeteu. Aici avem automat o scăzătură. Avem aici un jeteu, aici iarăși avem scăzătură. Să fiți foarte atente, să nu cumva să uitați să faceți jeteul sau scăzătura. Că atunci se strică modelul și se observă imediat. Luăm primul ochi jos și aici avem de scăzut două ochiuri. Le vom scădea normal. Deci am luat două ochiuri, le-am scăzut. Apoi, ochiul pe dos care vine, îl facem pe dos. Ochiul pe față, îl facem pe față.
Ochiul pe dos îl facem pe dos, iar aici, la cele trei ochiuri pe față, la ochiul din mijloc, la acest ochi din mijloc pe față, lângă el, trebuie să adăugăm câte un jeteu de o parte și de alta a ochiului din mijloc pe față. Atunci mai avem de tricotat încă unul pe față. Acum este momentul să luăm un jeteu. Un ochi pe față, încă un jeteu și avem de făcut 1, 2, 3, 4, 5, nu, 1, 2, 3, 4 ochiuri, că aici la acestea 3 va veni scăzătura. Deci avem 4 ochiuri de tricotat, așa cum vin ele, care e pe față, pe față, care e pe dos, pe dos. 2, 3, 4. Aici, la aceste trei ochiuri, observăm și mai jos, da? E locul unde vine scăzătura celor trei ochiuri. Și cum scădem aceste ochiuri? Scădem astfel. E o scăzătură mai diferită decât scăzătura obișnuită. Eu iau ochiul din mijloc, îl prind pe Andra ca să nu-l scap, pe Andreaua din dreapta. Îi dau drumul primului ochi de aici ca să-l repun pe Andreaua din stânga. Uitați-vă cu atenție. Deci ochiul din mijloc l-am prins cu Andreaua din dreapta. Ochiul care e lângă ochiul din mijloc, îi dau drumul și îl prind spatele ochiului din mijloc, da? Apoi, cele două ochiuri le voi scădea, le trag de pe Andreaua din stânga și ochiul care era în mijloc îl trag peste cele două ochiuri scăzute. Și astfel se formează această scăzătură în relief. Cred că v-ați mai lovit de această scăzătură, ați mai întâlnit-o în dese lucrări, sunt sigură. Da? E o scăzătură în relief. Nu este grea deloc. Trebuie doar puțină atenție, să nu scăpați ochiurile. Și continuăm. Avem 1, 2, 3, 4 ochiuri, așa cum vin ele. Cel pe dos, pe dos. Cel pe față, îl tricotăm pe față. Deci avem 2, 3, 4. Aici avem iarăși cele 3 ochiuri pe față. Acesta este cel din mijloc, lângă care vom face câte un jeteu de o parte și de alta a ochiului. Deci un jeteu, un ochi pe față, încă un jeteu și din nou patru ochiuri și aici vine din nou scăzătura în relief. 1, 2, 3, 4. Rețineți, da? Ochiul care e pe dos îl facem pe dos, ochiul care e pe față îl lucrăm pe față. Am făcut cele patru, am ajuns la cele trei ochiuri pe față. Din nou repetăm scăzătura în relief. Luăm ochiul din mijloc cu Andreaua din dreapta, da? Scoatem Andreaua din stânga de pe primul ochi. Repunem ochiul căruia i-am dat drumul pe Andreaua din stânga. Scădem aceste două ochiuri și ochiul din mijloc îl tragem peste cele două ochiuri scăzute. Astfel s-au scăzut aici două ochiuri, cele care le înmulțim noi aici, de o parte și de alta a modelului. Sper că nu este greu și sper că m-am făcut înțeleasă. Și continuăm din nou cu patru ochiuri, fiecare ochi așa cum se prezintă el. Cel pe dos îl facem pe dos, cel pe față îl tricotăm pe față. 2, 3, 4. Și am ajuns din nou la ochiul lângă care trebuie să înmulțim câte un jeteu. Înmulțim în partea dreaptă. Luăm ochiul pe față, înmulțim și în partea stângă. Din nou avem patru ochiuri
de tricotat fiecare ochi așa cum se prezintă el, cel pe față pe față, cel pe dos pe dos, 2, 3, 4 și am ajuns la scăzătura din marginea rândului, de la finalul acestui rând pe față. Cum le scădem? Nu le scădem normal, le scădem spre dreapta. Da? Și ultimul ochi din margine pe care îl tricotăm pe față. Acesta este primul rând cu jeteuri. Acesta de aici este. Ne întoarcem pe dosul lucrului. Pe dosul lucrului vom tricota din nou ochiurile așa cum se prezintă fiecare. Ochiul pe față pe față, ochiul pe dos pe dos. Jeteurile le vom tricota întotdeauna pe dos, pe dosul lucrului. Deci avem ochiul de margine, un ochi pe dos, un ochi pe față, un ochi pe dos, un ochi pe față și aici vom avea 5 ochiuri pe dos. 1, 2, 3, 4 și 5. Și jeteurile le-am avut aici, le vedeți, se văd, da? Cele două jeteuri care le-am făcut tot pe dos. Apoi, unul pe față, unul pe dos, unul pe față, unul pe dos, unul pe față, unul pe dos, unul pe față. Și am ajuns iară la cele 5 ochiuri pe dos. 1, 2, 3, 4, 5 pe dos, 1 pe față, 1 pe dos, 1 pe față, 1 pe dos, 1 pe față, 1 pe dos, 1 pe față, 5 ochiuri pe dos, 1, 2, 3, 4, 5 și 1 pe față, 1 pe dos. 1 pe față, 1 pe dos și ochiul din margine pe care îl tricotăm pe dos. Ne întoarcem pe fața lucrului și continuăm al doilea rând cu jeteuri. Din nou, primul ochi îl tragem jos, următoarele două ochiuri le vom scădea, le tricotăm împreună și jeteul merge în V, da? Deci, aici nu vom avea un ochi în mijloc, vom avea 3. Apoi jeteu de o parte și de cealaltă a celor 3 ochiuri din mijloc pe față. Aici avem un ochi pe față, un ochi pe dos, un ochi pe față, jeteu, 3 ochiuri pe față, 1, 2, 3, jeteu, un ochi pe față, un ochi pe dos, un ochi pe față și aici avem de scăzut acea scăzătură în relief. Iarăși avem nevoie de 3 ochiuri, da? Venim și prindem ochiul din mijloc cu andreaua din dreapta, îi dăm drumul cu andreaua din stânga primului ochi și îl reprindem imediat să nu-l scăpăm, așa, da? Scădem cele două ochiuri și ochiul din mijloc îl tragem peste cele două ochiuri scăzute. Și astfel ni se formează scăzătura în relief. Și continuăm. Unul pe față, unul pe dos, 1 pe față. Aici suntem lângă jeteu, înseamnă că trebuie să luăm un jeteu, 3 ochiuri pe față, 1, 2, 3, iarăși un jeteu, 1 pe față, 1 pe dos, 1 pe față și e timpul să scădem din nou acea scăzătură în relief. Repet. Iau ochiul din mijloc pe andreaua din dreapta,
Andreaua din stânga o trag de pe primul ochi, repun ochiul pe Andreaua din stânga, scad cele două ochiuri de pe Andreaua din stânga, iar ochiul din mijloc îl trag peste cele două ochiuri scăzute. Și am format scăzătura în relief. Am executat scăzătura în relief. Și continuăm. Un ochi pe față, un ochi pe dos, un ochi pe față. Am ajuns lângă jeteu, înseamnă că trebuie să iau un jeteu. Trei ochiuri pe față, un jeteu, unul pe față, unul pe dos, unul pe față și cele două ochiuri scăzute spre dreapta. Și ochiul din margine care îl tricotăm pe față. Ne întoarcem pe dosul lucrului și repet. Ochiurile care sunt pe dos le tricotăm pe dos. Ochiurile care sunt pe față le vom tricota pe față. Jeteurile le vom tricota întotdeauna pe dos, pe dosul lucrului. Luăm primul ochi și facem 1 pe dos, 2 pe dos, 1 pe față. Aici avem deja 7 ochiuri pe dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pe dos, 1 pe față, 1 pe dos, încă 1 pe dos, încă 1 pe dos, deci avem 3 pe dos, 1 pe față, cele 7 pe dos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 pe față, aici vom avea 3 pe dos, 1 pe dos, 2 pe dos, al treilea pe dos, 1 pe față, 7 pe dos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 pe față, 2 pe dos și ochiul din margine pe dos. Ne întoarcem pe fața lucrului și continuăm cu al treilea rând cu jeteuri. Din nou, primul ochi îl tragem jos de pe Andreea nelucrat. Următoarele două ochiuri le vom scădea normal. Apoi ne uităm unde avem de făcut jeteul. Aici. Înseamnă că avem de tricotat un ochi pe dos și un ochi pe față. Jeteu și aici vom avea 5 ochiuri pe față. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jeteu, 1 pe față. 1 pe dos, iar aici avem de executat scăderea aceea în relief. Repet, iau ochiul din mijloc, dau drumul ochiului de pe Andreea din stânga, îl repun înapoi, scad cele două ochiuri, vin și iau ochiul din mijloc și îl petrec peste cele două scăzute și s-a format scăzătura în relief. Apoi, 1 pe dos, 1 pe față, jeteu, 5 ochiuri pe față, 1, 2, 3, 4, 5, jeteu, 1 pe față, 1 pe dos, aici urmează scăzătura, iau ochiul din mijloc pe Andreea din dreapta, dau drumul ochiului de pe Andreea din stânga, îl repun pe Andreea, scad cele două ochiuri, vin cu ochiul din mijloc și îl trag peste cele două ochiuri scăzute și am format scăzătura în relief. Un ochi pe dos, un ochi pe față, jeteu, se vede, da? 5 ochiuri pe față, 1, 2, 3,
patru, cinci, un jeteu, un ochi pe față, un ochi pe dos și cele două ochiuri care vin scăzute spre dreapta. Plus ochiul din margine. Ne întoarcem pe dosul lucrului și din nou vă repet, ochiurile care sunt pe dos le vom tricota pe dos, ochiurile care sunt pe față le vom tricota pe față. Aici unul pe față, unul pe dos, unul pe față. Aici avem 2, 4, 6, 8, 9 ochiuri pe dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 pe față, 1 pe dos, 1 pe față. Și 9 ochiuri pe dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 1 pe față, 1 pe dos și ochiul din margine. Ne întoarcem pe fața lucrului și urmează al patrulea rând cu jeteuri. Avem de făcut 5, 1, 2, 3, 4, 5 rânduri cu jeteuri. Primul ochi îl tragem jos, următoarele două ochiuri vin scăzute. 1 pe față, jeteu, 2, 4, 6, 7 ochiuri pe față, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jeteu, 1 pe față și cele 3 ochiuri scăzute cu scăzătura în relief. Din nou, 1 pe față, jeteu, 7 ochiuri pe față, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un jeteu, 1 pe față și scăzătura în relief. Atenție mare să nu vă scape ochiul. Unu pe față, un jeteu, 7 ochiuri pe față, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un jeteu, 1 pe față și cele două ochiuri scăzute spre dreapta, plus ochiul de margine. Ne întoarcem pe dosul lucrului, așa cum se prezintă. Cred că de data aceasta vin toate ochiurile pe dos și nu greșesc. Toate ochiurile vin pe dos. Deci după al patrulea rând de jeteuri, rândul pe dos, ochiurile le vom tricota toate pe dos. Pentru că așa se prezintă ochiurile. Și mai avem de făcut un rând, al cincilea rând cu jeteuri. Și am terminat primul model. Din nou, luăm ochiul de margine jos, cele două ochiuri vin scăzute, jeteu, 2, 4, 6, 8, 9 ochiuri pe față, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un jeteu și cele trei ochiuri scăzute cu scăzătură în relief. Un jeteu, iarăși 9, 2, 4, 6, 8, 9 ochiuri pe față, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jeteu, cele trei ochiuri scăzute, cu scăzătura în relief, jeteu, 9 ochiuri pe față, jeteu și cele două ochiuri scăzute spre dreapta, plus ochiul de margine. Avem cele 5 rânduri cu jeteuri, da? Avem 1, 2, 3, 4 și 5. Acum, când ne întoarcem pe dosul lucrului, nu mai tricotăm ochiurile așa cum se prezintă, vom face tot rândul pe față, ca să ne iasă pe fața lucrului ochiurile pe dos. Da? Deci avem de făcut cele două rânduri pe dos. Deci pe dosul lucrului tricotăm toate ochiurile pe față. Fără să scădem și fără să înmulțim absolut niciun ochi. Deci aici este momentul când se termină primul nostru model. Pentru modelul următor, am să postez un alt tutorial. Am terminat rândul pe dos, pe dosul lucrului, ochiurile pe față. Ne întoarcem pe fața lucrului. Uitați ce frumos arată modelul. Ne întoarcem pe fața lucrului și continuăm cu ochiurile pe dos. Toate ochiurile le vom tricota pe dos. Și astfel avem aici deja tricotate cele două rânduri pe dos. Apoi, când ne întoarcem pe dosul lucrului, vom tricota ochiurile tot pe dos, ca pe fața lucrului să ne iasă ochiurile pe față, să putem să începem un alt model. Modelul numărul 2. Deci la bereta aceea roșie am realizat-o din două modele. Cum se vede și aici, acesta e primul model, iar acesta este cel de-al doilea model. Cine vrea să facă cu cele două modele, cine nu, poate să facă doar cu un singur model. V-am mai spus, nu este lege, fiecare după cum îi place. Mă întorc pe dosul lucrului și am spus că facem toate ochiurile pe dos, ca pe fața lucrului să ne iasă ochiurile pe față, să putem să începem un alt model. Și terminăm rândul pe dos cu ochiurile tricotate pe dos, iar când venim pe fața lucrului, începem modelul următor. Eu am să mă opresc aici cu acest prim model. Vi-l mai arăt odată așa. Vi-l arăt și la această căciuliță roz. Uitați cât este de frumos și pe roz.
Și pe roșu ați văzut cât e de frumoasă bereta. Aici încerc o altă scăzătură mai simplă pe care vreau să vă arăt și dumneavoastră în viitorul foarte apropiat. Deci mă opresc aici. Sper că nu vi se pare greu modelul. Sper că m-ați înțeles. Și dacă aveți întrebări, știți unde să mă găsiți. Eu vă doresc să aveți spor în toate și o seară cât mai plăcută.